Mă bucur în primul rând că este și colegul meu aici de față, responsabil cu relația cu media și vede și el ce înseamnă un oraș care respiră fotbal. Mulți reprezentanți ai mediei, la Iași vin câte jumate de om, ca să nu zic. Eu am întâlnit doi când am fost. Doi, dar cel mult doi care au doi filmează, restul sunt ascunși. Asta înseamnă să relatez despre fenomen, să fie aproape de fenomen. De aceea, la sfârșitul meciului, ai aplaudat tribuna? Am aplaudat tribuna pentru că am fost aici, am avut o relație foarte bună cu marea majoritate a colaboratorilor mei, am rămas într-o relație, ne vedem cu multă plăcere oricând. V-am spus, eu atunci când am venit la Petrol, am venit într-un moment nefavorabil. Dacă mi se dădea timp, eram sigur, 100% convins că reușeam. Din păcate, dacă nu există răbdare, și nu vorbesc doar de Ploiești, vorbesc de, în general, de România. Am luat un gol fără să anunțe absolut nimic acea fază. După aia, sigur că încrederea a mai coborât. E și greu la Ploiești, pentru că în momentul în care strigi, nu te aude nimeni. Pe final, am mai făcut o greșeală. Mai mult ce să vă spun. Au fost niște momente importante în timpul jocului care ne-au fost nefavorabile. Adversarii au avut o intervenție peste limita regulamentului și cred că dacă atunci s-ar fi luat o decizie corectă, echilibru se putea rupe din momentul respectiv. După care, în minutele de finale ale jocului, avem un șut în bară care la fel, dacă... Asta e... Momente. Dacă mingea nu merge în bară sau din bară intră în poartă, probabil câștigam noi. Așa, la petroliști, din bară a intrat în poartă. Și cam asta a făcut diferența. În rest, nu pot să spun că astăzi Petrolul m-a impresionat, dar îi felicit pentru credința de a merge în continuare peste adversar, pentru, știu eu, lupta pe care au dat-o, dar au fost mult sub ceea ce am văzut la alte partide. Vorbesc de momente. Vă rog, duci golul victoriei Petrolului, se naște dintr-o uriașă eroare de amendasă. Asta e fotbalul. Fotbalul e făcut din erori. E făcut din momente. Chiar dacă am făcut o eroare, a fost o eroare care putea fi, pentru că a fost la distanță mare de poartă. E un contraatac, dar de la contraatac până să primești gol, sunt niște momente în care tu poți să oprești faza, poți să stai mai bine în teren. Toate lucrurile astea le cunoșteam, din păcate nu am reușit să o facem. De asta e fotbalul foarte spectaculos, pentru că este imprevizibil. Am avut joc cu mână, v-am spus, dacă astăzi am fi obținut aici un punct, eram total nemulțumit. Pentru că ne-am pregătit să câștigăm jocul. Și am făcut tot ce a depins de noi, cel puțin la ce am arătat, că, dar sigur, a doua repriză ne-am pierdut orientarea, busolă și, până la urmă, asta face diferența. Imprevizibilă și schimbarea de joc a Petrolului după pauză? Dar v-am spus, nu m-a impresionat Petrolul. Fără să jignesc pe omologul meu de pe banca adversă sau știu eu, pe jucătorii, deci toată stima pentru petroliști. Dar nu a fost un joc care să mă impresioneze, să schimbe ceva, să ne paseze, să ne aducă acțiuni. A fost un elan din ăsta, din dorință, doar atât. Iar ai mei au căzut puțin. Dar nu știu de ce, pentru că v-am spus, avem jucători cu maturitate. Atâta tot. Nu că m-a impresionat jocul Petrolului, că a fost o schimbare. Da, am văzut, au scos un fundaș central care trebuia să ia cartonaș roșu, trebuia să fie afară din prima, și au rămas cu doi fundași central. Dar nu m-a impresionat ca joc. Au jucat tot, mici la bătaie, luptă. Au avut astăzi un arbitraj care le-a permis absolut orice ca pe vremuri la Liga 3-a. Deci o intrare grosolană. Alt copil de meu, Paul Papa, nu pot fi supărat pe el. Și a fără șansă. Dar aia e intrare grosolană. Aia trebuie să fie eliminare clară. Din punctul meu de vedere, poate greșesc. Până când o viața moară. Uf. După un meci nebun, ce pot spune? Pentru că eu știu, așa trei nu am mai avut de mult. Despre joc așa o repriză, prima repriză în care eu știu controlul jocului l-au avut cei de la Iași, să recunoaștem acest lucru. Cu toate astea, cred că puteam marca prin Irobiso, în secunda 30.
dar ei au făcut-o ei în schimb printr-o fază fixă și sunt să știți, sunt supărat pe lucrul ăsta pentru că țin foarte mult să nu luăm gol din faze fixe. Ce s-a întâmplat la pauză? Pentru că ne-a spus băieții că a fost puțin agitație în vestiar. Păi așa se întâmplă la pauză, tot timpul este agitație. E clar, nu, a trebuit să fim calm, nu s-a spart nimic, lucrurile cred că au fost puse exact cum trebuie. Am schimbat și modulul de joc, ați văzut. Am făcut și schimbările care cred eu au venit cu plus și cei care au venit pe parcurs au venit cu plus și asta ne-a adus victoria. Am fost mult mai agresivi, am fost mult mai aproape de ei, am fost așa cum trebuia să fim de la începutul jocului. Mă bucur că astăzi am aflat la 13:40, vă spun sincer, când am fost sunat. Dar eu l-am luat în cantonament cu mine de ieri. Eram mai mult de 50% că actele vor veni. Mă bucur că cei din conducerea clubului au făcut toate eforturile să legitimăm. E un jucător care, cred eu, va avea un cuvânt greu de spus aici la Petrolul Pești. Ei tot timpul au fost lângă noi. Eu vă spun sincer, tot timpul sunt lângă noi, ne susțin. Nu văd o problemă în asta, Doamne ferește. Nu avem o problemă noi cu ei, cu noi. Suntem aici o echipă, suntem un grup foarte bun și cred eu că trebuie să fim susținut până la final. Este foarte important lucrul ăsta. Arbitru, apropo de asta, am văzut că și Paca a avut un dialog cu cei de la Peluza la tine. Nu, dar e normal să avem un dialog. Este normal. E un dialog contrar a ceea ce s-a întâmplat. Nu mi s-a spus nimic nici din partea. Am fost chemat și eu la final. Din contră, eu personal vă spun ce am vorbit eu cu ei. Din contră, sunt alături de noi, ne susțin. Nu, chiar nu avem o problemă în momentul ăsta. Dacă dumneavoastră știți altceva, puteți spune. Dar eu vă spun sincer, nu am. Întreb pe ceea ce am văzut, nu că... Da, eu vă spun ce știu eu, că am vorbit direct cu ei. Am intrat într-o zonă norocoasă, Florina, într-o zonă ăsta care ar trebui, nu? Noi, haideți să fim și noi, nu știu, să profităm și noi de nu știu, de noroc. De șansă. Așa, pentru șansă, pentru că și netul la CFR Cluj, azi ne aducem aminte, am avut o repriză a doua foarte bună, în care am avut situații foarte, foarte mari de realizat. Și atunci am pierdut jocul pe final, și înțeleg pe Leo, așa cum și eu am trecut atunci în minutul 90 și ultima fază, practic, când au fost cei de la CFR, au pus mingea la centru, Radu Petrescu a fluierat finalul jocului. Așa și noi am reușit să marcăm. Este fotbal, este frumos și asta face, ca și suporterii să aibă trăirile astea. Noi, la fel, ok, nu ne dorim să câștigăm meciurile așa în minutul 90, pentru că altfel nu mai suntem pe aici, dar eu cred că este o victorie de care echipa avea nevoie. Eu consider că este meritată. Ceea ce s-a întâmplat în repriza a doua îmi întărește ce a spus. Și ne menține cu șanse reale să terminăm acolo unde eu cu jucătorii n-am fost. Poate să fie un semn?
de play-off, acest gol în final? Poate să fie un semn, ne dorim, am spus că mai sunt patru etape, mai sunt patru etape din sezonul regulat, sunt puncte puse în joc, ne dorim să scoatem maximul fiecare joc și în seara asta, mă bucur că ținem, avem șanse, în continuare, șanse, eu știu, reale să fim acolo. Ce discurs a avut Marian Copilu la final în vestiar? S-a bucurat. S-a bucurat foarte mult, la mine ne-a încurajat, chiar la pauză, chiar el m-am discutat foarte puțin, e foarte calm, a fost foarte calm, nu s-a întâmplat nimic. Mă bucur că suntem cu toții uniți în acest moment. Este un lucru foarte bun, contează foarte mult să dea o direcție echipei. Și eu zic că în seara asta avem o direcție bună, să ne ținem în continuare, pentru că urmează meciuri dificile, este clar. E supărat pentru galbenul pe care l-a luat PAP? Da, vă dați seama mai că sunt situații în care eu mi-am fost teamă și de asta am fost chiar tentat în momentul ăla să iau o decizie cu el, vă spun sincer. I-am transmis după bancă, i-am transmis să fie atent, pentru că e o situație în care eu știu, putea să ia un al doilea cartonaș și să ne lase un om mai puțin. Eu știu, și la pauză am vorbit cu el, s-a echilibrat, a înțeles situația, am schimbat și modul de joc și am spus ce vreau de la el. Și de aceea l-am și schimbat cu Dumit, pentru că ieșea și riscul ăsta de a lua al doilea cartonaș și am venit cu un jucător mai proaspăt în zona de-aia. Zic grozav, am înțeles la pauză. Da, eu cu Gicu știe despre ce este vorba, am vorbit cu el, i-am spus că am încredere în el și decizia mea de a intra cu el la meciul ăsta a fost clară. A fost clară pentru că s-a pregătit bine. În schimb, eu știu, pe joc, așa cum am văzut eu, am luat decizia să-l schimb la pauză. Nu, este doar o chestiune din punct de vedere tactic. Sper că el să înțeleagă și să învețe din lucrul ăsta. Am avut noroc și la faza aceea și am avut noroc așa, mai mult la dat venit și acolo, a fost ceva de la jocuri acelea, când atingem flipă, să cam așa ceva. Deci era bară, a venit chiar la din bară, adică a fost o situație în care atunci a fost cursul foarte ridicat.